Vă salut și bine ați revenit la un nou episod Roads & Reels. Suntem prima dată anul acesta pe lacul Căprioara, standul 2, o partidă de 48 de ore. Tot așa, vineri după masa am ajuns. Facem un pescuit plantat cu navomodelul. Lansetele sunt deja poziționate de câteva ore, așteptăm trăsăturile. Suntem cunoștințe pe 4 standuri, așadar cu permisiunea lor o să filmez și peștii prinși de ei. Sper să prindă. Rămâneți alături de noi și vizionare plăcută! Primul pește al luatii, standul 3. 2 metri. Bravo, te! Primul pește al dimineții, la domnul Sam. Cam dificilă situația, sincer. Frontul rece cu ploi nu aduce deloc norocul. Ieri fiind 28-30 de grade, azi nu știu dacă a trecut termometrul de 15 grade. Plus ploi aproape toată noaptea, astăzi inclusiv până după masa târzie. Ieri standul 1 a punctat destul de serios, avea o grămadă de trăsături. Eu pe 2 un pește, Otilo pe 3 și el un pește, dar mai sus nimeni nimic. Din păcate, schimbarea asta de vreme nu e deloc pe placul peștilor. Sperăm în ceva schimbare majoră. Number 3 pentru Sam Baci. Pe astăzi. Sam Baci, senzorii merg. Merg. Am schimbat unul. Domnul Sam din nou. Bravo, mă. Noroc, noroc. Aici e noroc cu tot.
țembaci. De dimineață, tot țembaci. Al treilea pește de 18 kg. Bravo, mă. Primul pește al dimineții pentru Sam, prins din 20 de metri. Și nu e primul de acolo. Frumos, Sam. Treci pe 14 kg. Bravo. Încheiem partida cu cât e un pește pentru mine și Ioti, standurile 2 și 3. Ișvan, din păcate, pe 4 nu a reușit să puncteze, însă Sam pe standul 1 a prins și în locul nostru. Cred că avea undeva peste 20 de pești prinși, inclusiv 3 săriți de 18 kg. Schimbările majore de vreme și frontul rece nu au fost deloc în favoarea noastră. Se pare că a împins peștii în golful de pe standul 1. Vineri, când am ajuns, erau undeva la 28 de grade. Noaptea a început să plouă destul de tare. Sâmbătă a continuat ploaia toată ziua și s-a răcit cu vreo 20 de grade. Am ajuns la concluzia că pur și simplu n-aveam ce să facem încât să prindem pești. Am încercat momeli mici, abordări diferite. Toți plantam cu navul modelul. Vremea a influențat toată partida, însă mă bucur pentru Sam și pentru faptul că l-am putut filma. Sperăm ca data viitoare să fie mai bine. Vă mulțumesc pentru vizionalizare. Sper că v-a plăcut conținutul. Până data viitoare, vă doresc fire întinse. Salutare!